Așa. Acum ne întoarcem în ultima parte a Evangheliei, ceva foarte simplu, o prorocie care aveți nevoie să o știți, și cu asta am încheiat, că v-am ținut, cred că prea mult, ceasul ăla nu merge. Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea. Deci în momentul când a încetat Ioan cu botezul și a fost prins, și Iisus s-a retras în Galileea. De aici putem spune că va începe și activitatea misionară a Mântuitorului Iisus Hristos. A părăsit Nazaret, a venit la locul numit Capernaum. Noi am fost împreună la Capernaum, care ați mai fost pe la Ierusalim. Acolo e și satul lui Petru. Acolo este și sinagoga unde a înviat pe fiul văduvei, fica lui Iair. Acolo aproape este și Nain, unde l-a înviat pe fiul femeii din Nain. Acolo a vindecat pe sluga sutașului. Deci Capernaumul acesta a fost țara tuturor minunilor lui Iisus. Acolo a mulțit pâinile, acolo a fript pește și i-a întâmpinat pe apostoli pe malul Mării Galilei și i-a dat apostolia lui Petru și toate celelalte. Deci acolo e și muntele fericirilor. Deci e o frumusețe, e o splendoare. Spune că în hotarele lui Zabulon și Neftalin, și o să vă întrebați ce-o fi asta, Zabulon și Neftalin, sunt doi patriarhi din cei 12 fii al lui Iacov care au avut pământ în zona respectivă. Cum mai spune, pământul din ținutul Vlădiceniului, sau pământul lui Gheorghe Mariei, sau pământul lui Vasilea Ioanei. Exact acesta este în hotarele lui Zabulon și Neftalin. Când s-a împărțit pământul Ierusalimului, toată țara Canaanului, cei 12 patriarhi spune că au luat-o cu funii de împărțire. Era că funiile de împărțire însemna cât merge odată de la răsăritul soarelui până la apus. Și ei mergeau din hotar în hotar, până aici ești tu, de aici ești tu, de aici ești tu, și au ajuns în această zonă a celor doi patriarhi, deci aici e zona Capernaumului, să se împlinească ce s-a zis prin Isaia prorocul, care proroc avea să vestească cu 600 de ani înaintea lui Hristos, pământul lui Zabulon și al lui Neftalim spre marea de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Vedeți ce v-am spus adineauri. Poporul ce stărea în întuneric a văzut lumină în mare și celor ce ședau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Și mă opresc aici, că mai este un singur citat și am terminat. Celor ce stăteau în latura și în umbra morții. Ce înseamnă latura și umbra morții? Isaia spune așa, sufletele dreptelor sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ele. Deci în sânul lui Avram, în pântecele iadului, erau latura celor vii, cum spunem și la parastas și astăzi, în latura celor vii, în sânul lui Avram, cu drept să se odihnească și să-i numere și pe noi să ne milească. Ei, aici este vorba. Era un loc fără de muncă, unde drepții Vechiului Testament, deși nu aveau acces la rai, pentru că nu era deschis raiul până la venirea lui Hristos, au stat în pântecele iadului, dar n-au suferit muncă ca păcătoșii. Și spune acolo că lumină le-a răsărit, zorile mântuirii, nașterea lui Hristos, răsărita nouă lumina cunoștinței, Hristos, soarele dreptății. De la stea s-au învățat să se închine ție soarele dreptății, spune troparul. Și spune și celor din întuneric și din umbra morții, lumina le-a răsărit. Când a intrat Hristos în iad, toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt. Și spune acolo, și cei ținuți în iad Hristoase alergau spre lumina cea neapropiată cu picioare vesele. V-am mai spus asta odată. Și spune așa, că de atunci a început Iisus să propovădească și să spună, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci pocăința în legea Harului începe din ziua din care Mântuitorul Iisus Hristos a aflat că Ioan este decapitat în temniță, a aflat că știa că era Dumnezeu, dar a trimis pe ucenici ca să aibă confirmarea. Și ucenicii lui Ioan au devenit ucenicii lui Iisus. Vorbim de Andrei cel întâi chemat, vorbim de Ioan teologul, vorbim de Petru din Betsaida Galilei, care era frate cu Andrei, fiul lui Iona pescarul, apoi era vorba de Ioan și Iacov, care erau fiii lui Zevedei,
că mai departe Evanghelia, eu ce vă spun acum, e de pe pereți, dar mai departe Evanghelia asta arată chemarea la propovăduire și chemarea la apostolie. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că venirea lui Iisus Hristos în lume a avut trei etape. Înștiințarea de la înger spre Fecioară, încuviințarea Fecioarei și zămislirea în pântece, nașterea sub protecția lui Iosif, dar vestit de magi până la marginile pământului, apoi, asta l-am repetat, până la marginile pământului, apoi descoperirea lui Fiului lui Dumnezeu în lume din punct de vedere mistic, nu pământesc, prin Ioan Botezătorul, care vede cerurile deschise. Iar ultima vedere a lui Iisus Hristos este aceasta. De acum nu vom mai bea din rodul viței până nu vom mai bea în împărăția Tatălui, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov la masă, că mulți vor veni de la răsărit și de la apus și vor cina la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, fii împărății, se vor da afară, se referă la poporul Israel care nu primește pe Mesia și legea lui Hristos și împărăția se va da altor neamuri. Dar tot Iisus Hristos vine și spune: și până nu veți vedea pe Fiul omului, a patra vedere, pe norii cerului, cu putere multă, judecând cele 12 seminții a lui Israel, nu veți vedea pe cer semnul Fiul omului, până atunci nu va fi sfârșitul. Dar ca să fie sfârșitul, trebuie să se propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Deci, să ne iasă din cap că Apocalipsa o fac ăștia care scriu cărți despre Apocalipsă. Apocalipticii trebuie să se trateze psihic. Noi nu avem treabă cu prostii de genul ăsta. Apocalipsis înseamnă a te arăta, a te vedea, a veni, a te descoperi. Deci asta înseamnă, este de fapt a patra arătare a lui Dumnezeu din punct de vedere mistic. De două ori s-a văzut pe pământ, odată din Fecioară, odată l-au vestit magii, iar acum îl vestește Ioan Botezătorul, acum îl va vesti Tatăl din cer la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății. Restul sunt povești nemuritoare. Iar ca să se vestească Evanghelia la toată făptura, este nevoie de sânge și de mistică. Spre rușinea noastră, noi mari cretani, noi mari apărători ai sinodilor bolnave și inutile și nefolositoare, care ne agităm ca berea în sticlă și stricăm rânduielile, ar trebui să ne rușinăm, repet încă o dată, de martirii Siriei care stau decapitați, răstihniți, omorâți, spânzurați, tăiați bucăți, împușcați, chinuiți, arși de vii, numai pentru că nu se leapădă de Hristos. Tare bine ar fi dacă și la noi în România ar rândui Dumnezeu o asemenea încercare să se stileze un pic dreapta de stânga, lenea de hărnicie și vrednicia credinței de pălăvrăgeala inutilă. Adică trebuie să înțelegem că nu suntem pregătiți să trecem prin cuptoarele martirajului și nu suntem făcuți pentru așa ceva, pentru că suntem un popor bun, dar comod. Suntem un popor gomos. De la a pune banca în biserică să nu te doară picioarele, de la a scurta slujba că e prea lungă, de la moftul că nu se cântă nu știu cum la strană, că preotul ține predica prea lungă, de faptul că nu-i suficient de cald în biserică, până la a sta sub gloanțe și a gusta o împărtășanie din fugă, că nu știi dacă mâine ești viu, e o mare, mare diferență. Deci, cred că acesta e semnul apocaliptic care ne paște pe noi, pierderea mântuirii din lene și nepăsare, că spune așa, silitorii iau împărăția lui Dumnezeu și numai cei ce se silesc o dobândesc spre dânsa. Să facem noi de așa natură și de așa fel, să fim râvnitorii Duhului, buni rugători, buni praviliști, buni creștini, creștini serioși și vrednici, creștini adevărați și cinstiți, omenoși și politicoși și gata de jertfă, măcar cu aproapele, dacă nu pentru Dumnezeu. Să avem acea bunăvoință de a putea
îngădui toate greșelile celui de lângă noi și de a-l ierta și de a-l aduce pe calea cea dreaptă, pentru că biserica fără misiune și mărturisirea credinței nu aduce mântuirea. Gândiți-vă la un singur lucru simplu și cu asta am pus punct. Cum s-au descurcat cei 12 apostoli pe fața pământului când nu era creștinism deloc? Și au trebuit, insuflați de Duhul Sfânt și trimiși de Dumnezeu, să umple lumea de dreapta credință. Închipuiți-vă cum au mers ei între popoarele păgâne să vestească despre Hristos, care era nimeni, nu știa nimeni nimic despre El. Ei erau martorii care se duceau între păgâni. Puteau oricând fi acuzați și de erezie, și de ecumenism, și de toate prostiile. Pe când apostolii au primit de la Hristos două semne distincte. În casa în care vă primește, dați binecuvântare, mâncați ce vă pune înainte, vestiți cuvântul lui Dumnezeu și când plecați, spuneți pace casei acesteia. Iar în casa în care nu vă primește, scuturați-vă praful de pe tălpi, că mai ușor va fi Sodomii și Gomorii în ziua judecății decât cetății acelea. Că dacă ar fi fost, spune Mântuitorul, atâtea minuni în Sodoma și Gomora câte s-au făcut în Capernaum, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Și despre Capernaum, care era țara tuturor minunilor, spune mai departe Hristos. Și tu, Capernaume, până la rai te-ai ridicat, până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei pogori. De ce? Ca drept dovadă că Capernaum a fost locul unde Iisus, deși a făcut atâtea minuni, oamenii nu s-au îndreptat, Dumnezeu l-a șters efectiv de pe fața pământului. Noi ce vizităm azi în ruine, ce sunt urme, umbre, dar dacă Dumnezeu a vrut să țină ceva viu și real, a ținut până în zilele noastre. Și când te duci și te gândești că creștinismul are 2000 de ani și Ierusalimul a fost de 6 ori dărâmat din temelie, de 6 invazii, și n-a mai rămas originală decât Biserica Nașterii și Biserica Învierii, unde e mormântul lui Hristos, gândește-te că te duci în tot Egiptul ăla păgân și găsești încă biserici creștine și vestigii creștine de pe vremea când trăia cine? Antonie cel Mare, Eftimie cel Mare. Și dacă te bagi și mai în adâncul Egiptului păgân, te duci și găsești piramide de faraoni și tot felul de nații din astea păgâne care au trăit cu 2-3 mii de ani înainte de Hristos. De ce? Pentru că ei au avut credință întunecată, dar au avut conștiința luminată. Ce spune Mântuitorul femeii hananiene? Pleacă de aici că nu mă amesteci, n-ai voie să te amesteci cu iudeii? Pleacă de aici că n-ai voie să te apropii, că eu sunt perfect și tu ești păgână? Nu. Mare e credința ta, femeie! Noi care ne credem perfecți în credință, uneori suntem mai ticăloși în credință decât cei pe care îi judecăm. Pentru că a judeca este o stare antihristică. A trage concluzii în locul lui Dumnezeu e o stare antihristică. În loc să te rogi și să-L compătimești pe cel ce rătăcește de la calea lui Dumnezeu, în loc să te rogi pentru cel ce rătăcește de la calea lui Dumnezeu, tu îi arăți ura și controversa. De ce? Ca ala să te urască și mai mult. Și Ioan Damaschinu spune clar, binele care nu se face bine nu este bine. Chipul de a-L aduce pe Dumnezeu la adevăr este al binelui. Deci scurt, nu sunt alte căi de convertire. Nu sunt căi de convertire neconvenționale. Cine nu aleargă și nu se joacă după legile jocului, nu ia cununa. Noi putem să prindem catolici și protestanți și toate națiile pământului și să-i botezăm cu sila, nu facem creștini. Omul trebuie să vină la creștinism de bunăvoie și nesilit de nimeni. Când ai intrat tu în biserică și ai cerut botezul, îi har. Când ai intrat tu și ai cerut dreapta credinței, har. Când ai intrat tu și ai cerut mântuirea și calea cea dreaptă, e har. Când încerci tu să-L convingi și să-L forțezi, nu zidește cu nimic. Deci noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze pe tot omul ce vine în lume și la cunoștința adevărului să vină. Amin.